Bună, ce faci? Sper că e totul bine în viața ta și că ai o duminică plăcută. Mă bucur să ne reauzim aici. Practic, sunt un pic obosită pentru că aseară am avut un workshop foarte, foarte intens și am lucrat cu un grup de în jur de 40 de persoane, constelații familiale și sistemice. A fost extrem, extrem de profund. Și mă bucur foarte mult că am reușit să intru în profunzime și în adâncime transgenerațional legat de anumite traume. Dar nu despre asta este videoul meu de astăzi, ci, așa cum ți-am promis, vreau să vorbesc puțin mai mult despre metoda mea de lucru, care îmbină, bineînțeles, constelațiile familiale și sistemice, dar nu e doar atât, și anume merg către zona de eliberare emoțională, cum îi spun eu, sau renunțare în viziunea lui David Hawkins. Practic, cele două se completează foarte, foarte, foarte bine. Astăzi am spus să povestesc puțin mai mult despre metoda de lucru și, bineînțeles, lucrăm puțin împreună astăzi. Așa că start, să începem. Practic, ce predau eu la workshop-urile de constelații familiale sunt aceste principii ale iubirii, care sunt trei la număr. Primul este apartenența, și anume toată lumea are dreptul să aparțină sistemului din care face parte. Bineînțeles, aici mă refer în principal la familie, pentru că este sistemul primordial pentru fiecare dintre noi, dar nu numai, bineînțeles, sunt și alte sisteme, putem să ne referim la cuplu ca la un sistem, putem să ne referim ca la mediul organizațional ca la un sistem și multe, multe, multe alte sisteme din care facem cu toții parte se subordonează acelorași legi. Pare foarte simplu când spunem toată lumea are dreptul să aparțină, pare ceva de la sine înțeles, dar totodată nu prea se întâmplă asta în viața noastră reală. Fiecare dintre noi judecă pe celălalt, fiecare dintre noi se crede într-o formă sau alta superior altuia și atunci facem acest act de excludere și de separare și atunci contravine primei legități a tuturor sistemelor. A doua legitate este legea ordinii, iar în familie această lege are ca reper, să-i spun așa, partea temporală, adică cine a fost mai înainte, este mai mare. Da? Părintele e mai mare decât copilul și, bineînțeles, bunicii sunt mai mari decât părinții și tot așa. Iarăși pare ceva de la sine înțeles, totodată nu e chiar așa, pentru că mulți dintre noi ne considerăm superiori, inteligenți, mai inteligenți, mai descurcăreți decât cei de dinaintea noastră și prin asta încălcăm cea de-a doua, legea ordinii. Iar ultima, bine, sunt sigur mai multe, dar acestea sunt cele primordiale. Ultima este legea schimbului. Fiecare interacțiune umană e necesar să aibă echitate. Deci e important să existe o reciprocitate în ceea ce privește schimbul. Asta e, bineînțeles, valabilă și între popoare, este valabilă, bineînțeles, în cuplu. Îmi place foarte mult perspectiva lui Hellinger în ceea ce privește modul în care crește iubirea. Și el spune așa că într-un cuplu este important să menținem legea schimbului, pentru că atunci când unul oferă mult prea mult, se debalansează și atunci devine un cuplu între o mamă și un copil sau un tată și fiica lui, da? E important să menținem această legitate a schimbului și atunci când partenerul face ceva pentru noi, un gest frumos, atunci și noi să-l recompensăm cu ceva un pic mai frumos, poate ceva un pic mai mult și atunci partenerul va remarca și va zice, ah, ce frumos că Anca sau altcineva a făcut gestul ăsta și haide să fac și eu înapoi, dar un pic mai mult. Și în felul acesta crește iubirea. Altfel, atunci când cineva greșește, e foarte important ca noi să nu ne erijăm într-o persoană așa fără pată, imaculată și celălalt să devină, eu știu, cel ostracizat, da? Pentru că iarăși se debalansează
relația foarte puternic și atunci nu o să mai poată celălalt să-și recapete demnitatea în ochii noștri. Astfel că e important să ținem cont de legea schimbului și când vine vorba de lucruri mai puțin frumoase. Și atunci când cineva greșește, e important să faci și tu un rău, dar un rău un pic mai mic. Și atunci un rău un pic mai mic face și celălalt și atunci un rău un pic și mai mic faci tu și tot așa până când răul propriu-zis se evaporă. Altfel devine cineva mult mai sus pentru că acela este fără pată și cel care a greșit este mult, mult, mult mai jos din punct de vedere energetic și atunci se debalansează și cel mai probabil se rupe relația sau cuplu, că despre asta vorbeam. Acum, aceste legi eu le aplic și în psihism, în sensul în care consider că toate emoțiile noastre au dreptul să aparțină, da? Deci fiecare dintre toate stările, fiecare din stările noastre au rostul lor și bineînțeles că e foarte important să le trăim pe deplin, să le acceptăm, așa cum am spus și în videoul trecut, dar totodată e foarte important să devenim creatorii vieții noastre emoționale, da? Ca niște maestri care pictează pe interiorul sufletului, pe interior și pictează și creează o operă de artă în suflet. Eu asta îmi propun cu clienții mei și, bineînțeles, și cu tine, chiar dacă poate nu ne și vedem, sunt convinsă că într-o formă sau alta ne simțim și îmi doresc să lucrăm împreună și, să nu uit, mâine, începând cu ora 19, am un webinar în care vreau să lucrez alături de tine pe frici și să te învăț să le eliberezi. O să lucrăm și acum, un pic spre finalul acestui video, dar mâine nu uita, este un webinar, ora 19, pe pagina mea de Facebook, I am Anca Maftei, psihoterapeut. Ne vedem acolo, începând cu ora 19. Dacă nu ai cum să ajungi mâine, nu e nicio problemă, acolo va rămâne videoul respectiv, astfel încât să ai foarte multe ustensile cu care tu să poți să lucrezi și să te eliberezi de lucrurile pe care le ai pe suflet. Așa că, cum spuneam, felul meu de lucru practic întrunește aceste legi din constelații și acestora li se adaugă partea asta de renunțare în mod activ la anumite trăiri care nu ne fac bine, care poate sunt exacerbate și atunci îți propun să și lucrăm împreună un pic pe zona asta. Deci, dincolo de schimb, apartenență și ordine, putem să fim creatorii vieții noastre emoționale și atunci să luăm decizia să renunțăm la anumite lucruri care sunt poate prea profunde, prea puternice sau care nu-și au locul la momentul respectiv în viața noastră. Hai să te învăț și cum. Practic, în spatele fiecărei emoții umane, dar nu numai, da? Și în spatele fiecărui comportament al meu și în spatele fiecărei credințe, de multe ori în spatele credințelor noastre limitative, da? Care ne limitează și ne blochează din a avea ceea ce ne dorim în viață, există trei mari dorințe, da? Ne putem gândi la partea piramidei lui Maslow și ne putem gândi la nevoile omenești, care sunt, dacă e să ne gândim într-un mod mai abstract, sunt până la urmă acestea trei, și anume securitatea, controlul sau nevoia de aprobare, da? Deci noi oamenii cam asta vrem, da? Partea noastră personală, da? Sau personalitatea noastră se găsește având aceste trei dorințe. Deci vrem să fim în siguranță, să ne simțim în siguranță, ne dorim controlul, da? Vrem ca anumite lucruri să fie cum vrem noi și ne dorim aprobarea, aprobarea noastră, aprobarea celorlalți, da? Nu putem să ne bucurăm de multe ori de anumite lucruri pentru că vrem să fim văzuți, vrem să fim validați. Bun. Deci, în spatele oricărei emoții există una din aceste dorințe. Și atunci, eu dacă am, de exemplu, o teamă foarte, foarte puternică și vreau să o eliberez, trebuie să-mi dau seama ce se află în spatele respectivei temeri ale mele. Este dorința mea de control? Este dorința mea de securitate? Sau este dorința mea de aprobare? O să te las pe tine să te gândești la asta, la
o emoție pe care tu vrei să o eliberezi acum și aș vrea să te gândești ce emoție este, unde se află în corpul tău și dacă ai cum să o aduci acum, în momentul ăsta, cât te uiți la acest video, să o aduci în corpul tău. Bun. Și acum puneți întrebarea, ce se află în spatele acestei emoții? Este dorința mea de control? Este dorința mea de securitate? Sau este dorința mea de aprobare? Pot fi și toate trei, pot fi și doar două. Acum că ai stabilit ce se află în spate, haideți să ne imaginăm că ar fi securitatea, pentru că asta este și mai profundă, mai pregnantă, dar mecanismul de renunțare pe care o să ți-l prezint acum este același. Deci, să spunem că ar fi dorința ta de securitate. Bun. Să facem un exercițiu. Ești de acord cu mine că nu poți sta și în picioare și jos în același timp? Bănesc că da. Și atunci, ești de acord cu mine că nu poți avea și dorința de securitate și securitatea în același timp? N-ai cum. Deci, ori ai dorință, ori ai acel lucru, da? Eu, de exemplu, dacă îmi doresc acum un ceai, este pentru că nu-l am. Și atunci eu, ca să pot să creez spațiul ca ceaiul să se materializeze, să apară în viața mea, eu trebuie să renunț la dorință, pentru că n-am cum. Dacă mențin constant dorința, este ca și când mențin lipsa, pentru că dorință egal lipsă. Și atunci, ai fi dispus în acest moment, din moment ce nu poți avea și dorință de securitate și securitatea în același timp, ai fi dispus sau dispusă, bineînțeles, să renunți acum, în mod conștient, pentru că tu ești maestru vieții tale, tu ești creatorul vieții tale. Renunți în mod conștient la dorința de securitate, astfel încât să ai și să simți securitatea. Bănesc că da. Dacă nu, înseamnă că trebuie să-ți asumi și emoția respectivă, da? Bun. Ce ai mai fi dispus sau dispusă să renunți încă puțin la dorința ta de securitate, astfel încât să ai și să simți securitatea? Și încă puțin. Și încă puțin. Și acum verifică, nu trebuie să mă crezi pe mine. Verifică tu în corpul tău dacă mai există în momentul acesta dorință de securitate. Dacă da, ne întoarcem la pasul 1, care pasul 1 ne spune că trebuie să ne dorim pacea și liniștea mai mult decât ne dorim dorința, da? Evident, decât ne dorim controlul, securitatea sau aprobarea, da? Deci trebuie să-mi doresc pacea mai mult decât îmi doresc controlul, securitatea sau aprobarea. E adevărat pentru tine? Dacă este adevărat, atunci mergem mai departe. Încă o dată, ești de acord cu mine că nu poți sta și în picioare și jos în același timp? Și atunci ești de acord cu mine că nu poți sta, nu poți avea și dorință de securitate, dar și securitatea în același timp? Și tu ce vrei? Vrei să ai în continuare lipsă, adică dorință, sau vrei să ai securitate? Dacă vrei să ai securitatea, atunci trebuie să renunți acum, încă puțin, la dorința ta de securitate, astfel încât să ai și să simți securitatea. Și încă puțin. Și încă puțin. Și mai renunță încă puțin la dorința ta de securitate, astfel încât să ai și să simți securitatea. Bun. Și atunci o să vorbim mai multe mâine în cadrul webinarului meu de pe Facebook. O să încerc să-l fac live și pe Instagram, dar nu știu sigur dacă o să mă descurc. Altfel ne vedem în Facebook și vorbim mai multe și despre legătura noastră cu părinții și mai multe despre metoda mea de lucru. Te îmbrățișez și spor la renunțare. Dacă vrei mai multe despre asta, caută Hawkins, Letting Go sau Renunțarea. Să ai o duminică frumoasă sau o zi de luni, depinde când te uiți și ne vedem mâine la webinarul despre teamă, frici și cum să le eliberăm. Te pup, numai bine!